Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. 4.000 de familii făgărășene s-au trezit aseară timp de câteva ore fără căldură în calorifere. Și asta pentru că și regia de termoficare din municipiu a rămas la rândul ei fără gaz metan. Motivul? Datoriile mult prea mari pe care aceasta le are către Petromgaz, dar și întreruperea contractului dintre Ecoterm și furnizorul de gaz. 40% gaz de import și 60% gaz intern. Aceasta este o nouă reglementare a guvernului prin care toate regiile autonome din țară sunt obligate să le respecte. Însă regia autonomă din Făgăraș a încheiat contract numai cu Petromgaz, ce furnizează gaz metan intern. Lipsa furnizorului de gaz de import, dar și datoriile acumulate de Ecoterm au făcut ca aseară mii de făgărășeni branșați la sistemul centralizat de încălzire să rămână fără căldură în calorifere și apă caldă la robinete. Tocmai din acest motiv, consilierii locali au convocat astăzi o ședință de îndată pentru a găsi soluții cu privire la această problemă. Noi trebuie să găsim o soluție să nu mai aruncăm o găleată de apă în nult. Noi trebuie să găsim o soluție prin care să, în definitiv, să ajungem la un anumit nivel, la un anumit punct de plutire prin care să putem oferi cetățenilor ceva, știu eu. Cert este că aseară s-a încheiat un contract provizoriu cu Romgaz, care furnizează gaz de import, dar și cu Petromgaz, care furnizează gaz intern, însă contractul este valabil numai 4 zile. Directorul regiei, Dumitru Șandru, a încercat să le explice consilierilor că oprirea gazului a fost făcută și din cauza răuplatnicilor făgărășeni. În total, Ecoterm are de încasat de la populație numai puțin de 3 milioane de lei. Am început să strimit și o parte din dumneavoastră acele notificări. Deci am pus pe ușa fiecărui bloc datoriile pe care le are fiecare bloc. Am pus în cutia de poștă a fiecărui datornic care nu și-a achitat, inclusiv luna noiembrie, notificare să se prezinte în termen de 5 zile la Ecoterm pentru a ieși. Ce măsură ați luat, domnul director? Că nu povestim cu notificările. Ce măsură ați luat cu cel care nu a achitat? I-am închis căldura care e acordat la noi. Și cel care nu l-a acordat la sistemul de încălzire decât în instanță, nu avem altă măsură, domnul Vlad. În fruntea listei de răuplatnici se află tocmai făgărășenii care sunt debranșați de la sistemul centralizat de încălzire și care sunt obligați să plătească țevile din scările blocurilor, de la subsol și cele care trec prin apartamente. Mie îmi furnizați, îmi cereți bani pe un lucru de care eu personal nu beneficiez. Una la mea, doi la mea. Dumneavoastră, cu instalațiile dumneavoastră, treceți pe pământul meu. Apartamentul este proprietatea mea. Eu am întabunat apartamentul respectiv, pământul de sub blocul ăla este al meu. Pe acolo dumneavoastră treceți cu conductele. Pe acolo dumneavoastră mie îmi cereți bani pentru că dumneavoastră folosiți pământul meu cu conductele respective. Momentan, situația furnizării gazului metan către regia de termoficare este rezolvată, cel puțin pentru 4 zile. Ce va urma însă după data de 18 ianuarie, nimeni nu știe cu exactitate. Practic, aseară s-a întrerupt furnizarea gazului metan la 8 din cele 9 centrale ale Făgărașului, una fiind Spitalul Municipal Făgăraș. Pe de altă parte, există o problemă de ordin cronic pe care eu o imput într-un fel conducerii regiei Ecoterm, aceea de a face eforturi deosebite pentru recuperarea datoriilor de 3 milioane de lei noi, deci 30 de miliarde, care teoretic ar scoate regia din această situație. Mâine, edilii primăriei Făgăraș vor purta discuții cu toate părțile implicate, respectiv furnizorii de gaz metan, intern și de import, dar și cu reprezentanți ai ANRSC, pentru a nu se mai ajunge în situația în care oamenii să rămână fără căldură în toiul nopții.